primăvara, chiar dacă afară a zăzut, s-a stricat un pic vremea, dar vine primăvara din alt motiv. Am trecut cu greu, unii dintre noi, peste Sfântul Valentin. Sâmbătă e Dragobetele, pe sistem tradițional, dar urmează 1 și 8 martie. Încă 2-3 hopuri pentru un bărbat adevărat care are de luat flori pentru cei din jur. Ca să vedem cum stăm în perioada asta, ce se mai poartă în domeniu, pentru că și la flori e vorba despre trenduri, dar mai ales cât au mai cheltuit românii în, cu ocazia sărbătorii de Sfântul Valentin, am chemat specialiști. Cu noi este Gabriela Mărginean, PR manager la Floria Magnolia. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Și recunosc pentru prima oară în viață, văd un bărbat care se ocupă cu asta, Radu Marcu, este artist floral. Bună dimineața! Bună dimineața! Radu, ajung imediat și la tine, nu te opri, vreau să mă înveți 2-3 tricuri despre povestea asta cu florile, pe care o înțeleg mai greu. Radu e chiar la treabă acum, face un aranjament. Cu Gabriela o să vorbesc în mare. Cum a fost Sfântul Valentin? Din punctul de vedere al unor florari care chiar... A fost fierbinte, a fost un Sfânt Valentin foarte bogat. Se pare că pe an ce trece bărbații sunt tot mai îndrăgostiți, economia mai puternică, nu știu care e treaba, dar 30% au crescut vânzările față de anul trecut. Da. Da. Deci a fost un Valentine's foarte bogat. Ne așteptăm și la o dragobete pe măsură. Uh-huh. Acum, ce pot să vă spun este că trandafirii roșii au fost vedetele. În continuare cele mai căutate, flori de primăvară, ca noutate, trandafirul criogenat, da. Foarte căutat a fost. Care-i povestea cu acest trandafir criogenat? Noi avem polemici în spate, nu știm exact cum se face. Adică el ajunge la foarte rece, foarte repede? Da, și de fapt ce este mai spectaculos... Exact cum ai spus, povestea. Da. Nouă ne plac poveștile și cred că de asta a fost așa de iubit trandafirul criogenat. Dar în globul ăla lui de sticlă... Da, în cupola aceea, în el cupola... 25 de ani rezistă și cred că asta e... 25 de ani? Îl dai acum și la nunta de argint, da. Vă pupați tot cu același trandafir. 25 de ani, mamă! Exact. Păi dacă faci cadou mai mult de unul, eu văd în viitor. Încep să ai probleme. Când te muți, trebuie să-l iei cu tine. Evident. Poate o noptieră o mai lași în urmă, dar trandafirul criogenat trebuie dus cu tine. Cât de departe ați trimis flori? Voi aveți și un serviciu online foarte interesant. Cât de departe ați trimis flori în ultima perioadă? Păi Magnolia, prin asta se diferențiază. De 20 de ani trimitem flori oriunde în lume. În 24 de ore ajung florile, iar în țară între 24 ore. Au ajuns în colțuri destul de exotice, Emiratele Arabe, Kuwait, Indonezia, ca să-ți spun câteva așa mai speciale. Uite-ți flori în Indonezia? Peste tot. Și să vezi ce mesaje. Am avut curiozitatea să mă uit puțin. Mesajele sunt dintre cele mai diferite, clasice, romantice, pragmatice, rezervare la ora 21, restaurant... Omul există. Serios. Exact. Deci a trimis doar rezervarea. Exact. Tu vrei atât. Dacă vii. Atât. Am înțeles. Sau titluri de melodii, sau citate, sau creații proprii. Se trimit flori și la despărțire? Ce știi? Da. Adică și într-un fel este ultimul buchet. Uneori sunt refuzate și atunci e mai... E mai trist, dar se trimit. Se trimit foarte multe buchete spectaculoase de 101 trandafiri. 101? Da. Trimitem cu o frecvență destul de mare astfel de buchete. Eu nu știu cine îi numără. Voi știu că trebuie să-i numărați, da. Că e o treabă de business, dar foare fata îi numără vreodată? Nu cred. Pot să spun că cel mai frumos lucru în Magnolia, de când lucrez eu, este să urmăresc reacțiile celor care primesc flori. Deci este cel mai minunat lucru și cred că dacă cei care ar trimite flori ar putea să vadă reacțiile celor care primesc flori, eu cred că nu s-ar mai opri din trimis flori. Aha, reacția, prima reacție. Reacția este extraordinară. Să mergem și la Radu. Bună dimineața, Radu. Să-l deschideți pe Radu. Radu, am 2-3 întrebări foarte simple. Dacă te ocupi cu asta, spune-mi și mie anul ăsta cum nu împachetăm florile, în ce nu le punem. Cum nu împachetăm florile? O întrebare destul de simplă, a zice, dar mergem foarte mult pe preferința clienților. Încercăm să stabilim sau să clarificăm și să ajungem la un nivel cât mai
aproape cu clienții, de, cât mai aproape cu clienții. De caracterul. Zim, tu în ce n-ai împacheta anul ăsta? Bănesc că staniolul clasic nu mai merge. Da, și noi de obicei în compania noastră încercăm să nu învelim tijele florilor, tocmai în ideea în care să se poată pune direct în apă și să fie mult mai ușor clienților. Deci care... e ok să vedem tulpinele. Da, nu e da. Nu este o chestie greșită. Zi-mi un nume de floare pe care l-ai pune într-un buchet și nu e atât de cunoscut. Că trandafir roșii tot punem. Bun, trandafir roșii. Mie îmi plac foarte mult anemonele sau ranunculus. Anemonele fiind acestea. Sau poate fi matiola. Acum sunt flori de primăvară care în principiu se folosesc în aranjamente și încep din ce în ce mai mult să fie folosite și cerute. Am înțeles. Mă întreabă colegul meu Răzvan ce am pe piept, ce floare e asta? Este o strelitzia sau floarea paradisului. Floarea paradisului? Da. Mulțumesc. Înseamnă că e bine. Deci merg florile de primăvară. Da, florile de primăvară, de la zambile, la frezii, la lele, care sunt deja clasice, până la ranunculus, anemone, matiola. Nu știu, poate fi și protea, chiar dacă nu e o floare de primăvară, poate fi combinată perfect într-un aranjament de primăvară. Vin zambilele imediat, în forță și ghioceii. Nu ghioceii. E rușine să dați o singură zambilă, decât trei, una singură sau un ghiocel. Păstrați lucrurile acolo, la nivel de simbol. Mulțumim tare mult că ați venit pe la noi. Și noi mulțumim frumos. Iată, deci,